Lin, voi lua în considerare comentariul tău și apoi vreau să dau o explicație referitor la motivul pentru care cred că facem acest lucru. I Da, was vreau just să going fac to un make a comentariu comment cu privire la in modul regards pentru to care, why motivul pentru we're care facem doing acest this. lucru. I'm not Nu sure sunt whether sigură it's cât de I'm relevant not sure how este, relevant it is, but the dar thoughts that gândurile came care to mi-au my venit mind în were the minte au fact that fost sexismul, patriarhatul, patriarchy, societatea așa cum este și cum a society as fost it de la is and Ivan has been Coace, since Eve este atât de is so înrădăcinată în noi încât este ingrained foarte greu in uneori us that să it's recunoaștem, very să o hard at recunoaștem în noi times înșine. to recognize it in ourselves Pentru a in order reprezenta to adevărul care trebuie să recognize it more in fie ourselves, in reprezentat în order mod to represent specific anything that la is legea representing duminicală, the truth that needs to be represented specifically for the Sunday law, trebuie să avem nu we numai need o to mai have bună not only a înțelegere better din perspectiva understanding from our own noastră perspectives, as in to change our own thinking, pentru a ne schimba propria but gândire, we dar need trebuie să fim to capabili să be vedem able to see care what este the opposition opoziția, or what pentru the că other nu side of putem that is, contracara cu because adevărat ceva ce nu înțelegem. we can't really counter something we don't understand, so Trebuie we've got să to look privim at acest lucru this din from the perspectivă, perspective of împotriva a ce luptăm, what are we fighting against, mai ales really, acum. now Este especially. un lucru It's să one thing privim to în sort of urmă și să look spunem back asta and s-a say, oh, well, întâmplat this cu is what Eva happened sau with asta s-a Eve, or this întâmplat is what happened atunci. then, and that's Toate all well and acestea good, but sunt what are bune și we actually frumoase, dar cu ce ne contending luptăm de with fapt now, acum, today, astăzi, as we când ne are approaching apropiem the de legea Sunday law, duminicală and what will și that ce va cere asta de la require noi of dacă us if suntem we're capabili să able to susținem acest stand for adevăr? this truth? What will that Deci, ce se require of va us? cere de la So noi? that's Acestea sunt gândurile pe care le-am the avut în thoughts that I legătură had cu on it anyway. asta. What În may be the principal, change we need schimbarea in în noi ourselves, înșine, our a own propriei view, noastre so that we viziuni, astfel can încât să represent putem a reprezenta more o versiune accurate mai exactă a version of egalității equality pe măsură ce ne sporim as we increase înțelegerea our și vedem understanding and problemele din see the societate. problems in society, I guess. Thank you, Lynn. Mulțumesc, I'd like to Lynn. hear O from să o ascult și Marilyn pe and then Marlin și iar apoi I'll voi comment. comenta punctul tău de vedere. It's just it's me. Sunt eu, James, Yeah, doar sorry. I came down here for tomorrow's Sabbath. sunt aici acum în sabat. Just sort of to add on to what Doar was just pentru said, a adăuga I couldn't ceva quite la ce catch s-a spus, everything, nu am but reușit it's să înțeleg totul, dar este vorba more mai of mult a despre understanding înțelegerea of cine este who's the autorul perpetrator și and cine who's the este victim victima, in fie în viețile situations lor other than personale, în trecut și în personal prezent. lives, Să separăm in the înțelegerea past asta. or Nu știu cum in the astfel să o present. spun. And stuff like that, and sort of, basically, just fixing that sort of thing, I guess. I don't know how else to put it, but You okay ești if de I write acord dacă understanding scriu mechanisms of înțelegerea sexism? mecanismelor How it sexismului? operates? Așa am That's auzit. what Dacă ar fi să I condensez ce ai heard if I spus. was to condense what you said. Because Da, something pentru că everyone's experiența fiecăruia cu experience sexismul este and senses diferită. is different. Unii So some oameni people sunt have more of a victime, unii victim oameni sunt side of it, some autorii, people are more the uneori este un perpetrator, and sometimes amestec. it's a mix, but yeah. O să vă explic de Going ce cred eu că facem This is acest what I lucru. see happen Asta este external, ceea ce văd că se and I întâmplă believe it în happens exterior internally. și cred că Let's la fel take se the întâmplă și concept în of cadrul defunding mișcării. Să bullets. luăm conceptul de What you reducere a have fondurilor pentru poliție. are Ceea two ce avem sides, sunt două and it's părți all și too este mult easy prea for the ușor pentru aripa left-wing stângă să to spună say the despre aripa right-wing. dreaptă. The Păi right-wing știți, celor doesn't din care aripa about dreaptă nu African le pasă de Americans. viețile afroamericanilor. Once Ei vor ca police poliția harming să le facă rău minorităților. minorities. What they Ceea ce do is fac they ei create a este că story and they creează un say om this de is all paie. white Ei spun supremacists. că toți cei de aici sunt supremaciști albi. And Și au they've creat made what astfel we call ceva the ce noi numim story un om de because that paie, is an pentru că easier acesta este un argument argument mai ușor de to fight. If we're combătut. fighting Dacă people ne who luptăm just cu oameni say care spun, they should be ar shooting trebui African să împuște Americans, tinerii afroamericani, ar trebui să they should fim be white supremaciști supremacists. albi.
Este ușor de combătut. Și apoi aripa dreaptă spune despre aripa stângă. Voi încerca să desființați poliția. Voi sunteți de acord, de fapt, cu crimele, cu violurile, cu furturile. Sunteți de acord cu anarhia. Încercați să scăpați complet de forțele de poliție. Și ceea ce fac ei este să creeze din nou un om de paie. Deci un om făcut din paie, pentru că e ușor să te lupți cu un om de paie. Nu există nicio substanță reală. Poți să te duci în oraș, e ușor să lupți cu el. Niciuna dintre părți în acest scenariu nu o reprezintă corect pe cealaltă și ambele dau o reprezentare înșelătoare despre ceea ce spune fiecare parte. În realitate, nu voi intra în argumentele de dreapta, dar în realitate, ceea ce spun cei care cer desființarea fondului poliției este că trebuie să nu mai dăm tancuri poliției. Trebuie să încetăm să o mai finanțăm ca pe o armată internă. Trebuie să creăm o schimbare culturală radicală, o schimbare radicală de mentalitate în cadrul forțelor de poliție, printr-o schimbare a modului în care sunt finanțate, ce arme li se dau, prin modul în care sunt educați, în special când vine vorba de problemele legate de rasism și de sănătate mentală. Dar dacă este ceva rezonabil, nu mai oferă nimic cu care dreapta să se poată lupta cu adevărat. Așa că creează un fel de sistem cu două fețe în care aceste două scenarii care sună teribil. Doar un singur punct cu privire la problema reducerii fondurilor pentru poliție. A existat un articol foarte bun în Vox pe care Barack Obama l-a distribuit și cu care a fost de acord și a zis: nu poți să definanțezi poliția până când nu faci ceva cu cultura armelor de foc. Dacă vrei să înarmezi tinerii de 18 ani din Statele Unite cu semiautomate, va trebui să dai tancuri poliției. Nu că și-ar folosi armele corect, dar ideea este că atunci când îți înarmezi populația într-o măsură mai mare decât ar trebui să fie înarmată o forță de poliție modernă, va trebui apoi să-ți înarmezi forța de poliție ca pe o armată ca să mai poată controla populația, care este în esență o miliție într-un mod care nu a fost niciodată concepută să fie. Există mai mult în acest argument decât reducerea fondurilor pentru poliție și scoaterea tancurilor de la ei. Este un apel la o schimbare culturală în cadrul forțelor de poliție, dar și la o schimbare culturală în cadrul societății americane, care se referă la controlul armelor și care se ocupă de rasismul sistemic și de educație. Este un argument mult mai larg, dar Fox nu vrea să combată acest argument mai complicat. Este prea greu să combată acest argument mai nuanțat și mai rezonabil, așa că ei creează un om de paie. Dar și stânga poate face acest lucru cu aripa dreaptă și asta este ceea ce văd că se întâmplă și în cadrul mișcării și cred că este incredibil de destructiv. Realitatea este mai degrabă așa. Aici îl aveți pe Roy Den Hollander. Și aș fi putut să-mi petrec toate orele din ultimele întâlniri de studiu în loc să-l folosesc pe Max, în loc să-l folosesc pe Dawkins, care este un feminist, și pe Hitchens, care este un liberal de stânga. Aș fi putut să merg direct la Roy Den Hollander și să vedem Trinitatea. Am fi putut vedea la el libertarianismul, am fi putut vedea activismul pentru drepturile bărbaților și am fi putut vedea ateismul. El a susținut cu tărie doctrina Trinității și pe urmă am fi putut să-l comparăm cu feminismul radical. Dar preocuparea mea nu este aceasta. Preocuparea mea este aici, grupul acesta. Ce fac oamenii în acest mesaj este că vin și îmi spun: îmi place acest mesaj mai eliberat. Acest mesaj este frumos, este minunat și pentru mine acest limbaj pentru mine este la fel de lipsit de sens ca și cum Hitchens ar spune că este liberal. Ceea ce fac oamenii este că iau acest mesaj that
scapă de o parte din el, cea care provoacă un sentiment de vinovăție personală. Apoi iau ceea ce a rămas și o distorsionează puțin, astfel încât să îi pună pe ei într-o lumină ceva mai bună. Apoi iau ce rămâne și adaugă câte puțin din propria lor părere. Și apoi asta este ceea ce îmi spun că le place. Și aud asta iar și iar și iar. Și ceea ce am vrut să fac nu este să vă spun cum va fi legea duminicală, pentru că, sincer, nu prea îmi pasă ce vor face ei. Ceea ce vreau să vedem este ceea ce există în interiorul acestei mișcări, pentru că sunt mult mai mulți libertarieni și activiști pentru drepturile bărbaților în cadrul acestei mișcări decât sunt feministe radicale. Și nu spun lucrul acesta cu ușurință. Știu că sună ca o exagerare, dar voi spune din nou. Există mai mulți activiști pentru drepturile bărbaților în cadrul acestei mișcări, aș spune vorbind despre Australia, deci în cadrul Australiei, decât există feministe radicale. Și motivul pentru care am vrut să trec prin acest proces nu este acela de a vi-l arăta pe Roy Den Hollander, pentru că este ușor de văzut, este ușor de condamnat. Vreau să vi-l arăt pe cel rațional și rezonabil, nu pentru că îl putem condamna pe Dawkins sau pe Hitchens, ci pentru a vedea că acesta este spectrul pe care ne aflăm noi atunci când folosim greșit mesajul, lucru care cred că se întâmplă cu majoritatea oamenilor din această mișcare. Este motivul fundamental pentru care după 4 ani se vede încă atât de puține schimbări. Deci nu este pentru a-l vedea pe el. Când am prezentat într-un mod convingător libertarianismul, suna bine. Suna bine pentru că asta este ceea ce sună corect, adecvat și atractiv pentru o mare parte a mișcării. Libertatea. Dar problema mea fundamentală nu este chiar libertarianismul, deși are legătură, nu este chiar ateismul, deși este legat. Problema mea este aceasta. Aceasta este ceea ce apare constant în cadrul mișcării. Am primit recent un mesaj de la cineva, un bărbat din cadrul mișcării, pe care l-am disciplinat. De asemenea, din punct de vedere organizațional, pentru că a hărțuit femei minore din această mișcare, mi-a trimis un mesaj și mi-a spus: majoritatea argumentelor privind drepturile bărbaților sunt atât de extreme încât sunt teribile, sunt în mod evident teribile. Dar a spus că unele dintre ele par să aibă totuși sens. Așadar, unde tragi tu, Elder Tess, linia de demarcație? Nu a fost complet sincer când a spus asta, pentru că atunci când a spus că par să aibă sens și apoi îmi cere să răspund la acele argumente, mă întreabă cum voi răspunde la acele argumente. El nu spune că acestea par să aibă sens, el spune că au sens pentru el și că el le crede. Iar apoi mă întreabă, unde te voi opri cu feminismul radical și vei permite ca argumentele pentru drepturile bărbaților, care au sens, să fie și ele, da? Înțelese. I-am spus câteva lucruri, el și-a susținut și mai mult punctul de vedere și apoi a început să-mi explice argumentele privind drepturile bărbaților care au sens pentru el. Și cred că dacă aș fi ieșit acum 6 săptămâni și aș fi început să prezint acele argumente, majoritatea mișcării aș fi spus amin, pentru că noi nu suntem aici, dar mare majoritatea mișcării nu se află nici aici, ci este aici, amestecând ceea ce le-a mai rămas din mesaj cu ceea ce încă mai cred că este rațional, rezonabil și logic.
Întotdeauna argumentele care le justifică propriul comportament. Și apoi voi face un comentariu în care vorbesc despre dragostea lui Isus, iar oamenii spun amin, ne-a plăcut ce ai spus. De ce? Pentru că se potrivește cu puținul din conținutul mesajului care ți-a rămas atunci când deja îl justificai, când deja ai tăiat acel mesaj pentru a-ți justifica propriul sexism. Aceasta este motivul pentru care facem acest lucru. O facem pentru că este util să vedem sexismul în societate și în STEM. Este util să vedem că există două fluxuri de informații în cadrul comunității științifice. Faptul că Gina Rippon duce o luptă cu o comunitate științifică, că sunt atât de predispuși la prejudecăți, ajută la reorientarea sexismului la scară globală. Și apoi să reevaluezi cauza sexismului. Este important să găsim cauza de la baza sexismului, înțelegerea mecanismului, mecanismelor sexismului este importantă, dar totul datorită acestui lucru pe care l-ai spus, Lin, pentru a putea să-l vedem în noi înșine. Pentru că argumentele pe care le aud continuu, unii spun că vor să predice despre legea duminicală, dar vor să predice despre inegalitatea în modul în care ne tratăm copiii. Sună bine. Sau că vor să predice despre nevoia de feminism radical și, de asemenea, despre modul în care acest lucru îi ajută pe toți, din cauza ratei sinucidurilor în rândul bărbaților. Aceasta este unul din argumentele pentru drepturile bărbaților, unul pe care va trebui să-l abordez pentru că este atât de prolific. Acestea sunt argumente privind drepturile bărbaților, iar oamenii nu știu neapărat că aduc argumente pentru drepturile bărbaților. Nu știu unde se situează în acest spectru. Ei cred că se află aici, privind și condamnând acest lucru. Însă, în realitate, ei sunt aici. Poate nu sunt aici cu Roy Den Hollander, dar sunt mai mult aici cu Dawkins decât își dau seama. Dacă aceasta este un băiat alb de 18 ani, acesta este Tucker Carlson. Acesta este raționalul, rezonabilul și logicul care deschide calea pentru asta. Nu vreau să-mi petrec timpul condamnând acest lucru pentru că nimeni din mișcare nu este aici, dar foarte, foarte puțini oameni din mișcare sunt aici și nu sunt aici din cauza modului în care au tratat mesajul de-a lungul acestor 4 ani. Nu este vorba despre înțelegerea aspectelor exterioare legate de legea duminicală. Întotdeauna a fost vorba despre a ne înțelege pe noi înșine și această mișcare. Noi creăm argumente de om de paie atunci când ne concentrăm doar pe cele mai urâte lucruri din ceea ce este libertarianismul. Puteam să discut despre libertarianism și să mă duc direct la Gavin McInnes. Încă vreau să vorbesc despre el, dar am vrut ca noi să vedem frumusețea acestui argument. Este libertarianismul care vorbește cu speranță în această lume, care spune că umanitatea este atât de fundamental bună, încât dacă te retrage și ai da umanității o șansă de a se educa, de a lucra împreună, de a dialoga, oferindu-le tuturor libertățile lor, ei până la urmă și-ar da seama singuri de lucruri. Ar merge din ce în ce mai sus. Acesta este libertarianismul. Dacă ați încerca să mai vreți să creați un guvern mare care prin impozite va susține instituțiile, dacă ați opri asta, oamenii vor strânge fonduri, indivizii se vor ridica și vor strânge bani și vor strânge fonduri pentru a-i sprijini pe cei săraci, pe cei nevoiași. Bisericile îi vor sprijini din nou pe cei nevoiași. Este o imagine frumoasă care există aici. Vreau ca noi să vedem această subtilitate, nu pentru că există în exterior, ci pentru că există în interior. Auzi zi de zi mai multe argumente privind drepturile bărbaților, fie prin cuvinte rostite, fie prin tăcerea oamenilor din această mișcare, decât argumente feministe radicale. Este încă mai frecvent decât feminismul radical. Unele dintre motivele care mi-au fost prezentate în ultima săptămână, unele dintre argumentele privind drepturile bărbaților care au sens pentru cel care mi-a scris, el a spus că bărbații se simt mai prejos pentru că nu reușesc să asigure financiar familiile lor. Bărbații nu vor să își deschidă sufletul pentru că poți părea slab,
toată ideologia cu bărbații nu pot plânge, ei nu știu cum să se exprime. Și spune că feminismul nu este de vină pentru asta, dar acestea sunt argumente pentru drepturile bărbaților. Am auzit de mai multe ori argumentul privind drepturile bărbaților în legătură cu rata sinuciderilor. Nu m-am bucurat de cercetările care au fost necesare pentru a combate acest lucru. Este un loc foarte întunecat în care să mergi, dar a trebuit să o fac și va trebui să discutăm despre asta. Nu din cauza activiștilor pentru drepturile bărbaților din afara comunității care fac probleme, ci pentru că asta este ceea ce este constant pe plan intern. Și unde mergem? Unde mergem pentru a înțelege urâțenia argumentelor frumoase? Mergem la rasă. Mergem la istoria milerită. Vreau să citez din aceeași sursă din care am citat în 2019 și asta ar trebui să vă arate cât de mult timp am dus această bătălie. Aceeași sursă pe care am citat-o în 2019 la întâlnirea de tabără internațională din Germania. Sclavia din Sud și Biblia. Sudiștii care aduc argumente pentru sclavie. Care erau argumentele lor pro-sclavie? O să citesc și apoi o să rog pe cineva să o transforme în gen, să-l reformuleze. Folosiți genul și spuneți-mi care este argumentul lor. În schimbul hranei, îmbrăcămintei, locuinței, asistenței medicale și sprijinului la bătrânețe, aproximativ o treime din munca care este cerută omului alb, majoritatea țărilor, este cerută negrului. Restul timpului său este petrecut cântând, dansând, râzând, sporovăind și crescând porci și găini. Catherine, te voi ruga să transforme această afirmație într-o versiune de gen. Când Sudul spune că, în schimbul hranei, îmbrăcăminții, locuinței, asistenței medicale și sprijinului la bătrânețe, sclavii afroamericani trebuiau să muncească doar o treime din munca pe care o prestează bărbații albi din majoritatea țărilor pentru același lucru. Deci hrană, îmbrăcăminte, casă, asistență medicală și sprijin la bătrânețe. Cred că m-ai prins. Reacția mea inițială este această idee că femeile nu contribuie cu adevărat cu nimic, o mare parte din munca depusă de femei nici măcar nu este văzută. Nu sunt sigură. Când cineva din mișcare îmi spune că activiștii pentru drepturile bărbaților au un argument bun pentru că recunosc povara care cade pe umerii bărbaților de a asigura femeilor și copiilor hrană, îmbrăcăminte, o casă, asistență medicală și susținere la bătrânețe, că acest lucru cade în sarcina bărbaților, iar ei se simt împovărați de acest lucru. Vreau să vedem că același argument este adus aici. Ce griji avea cu adevărat un sclav pentru ceea ce trebuia să mănânce, pentru ceea ce trebuia să poarte? Dacă se îmbolnăvea, dacă va primi sau nu asistență medicală, cum se va întreține când va fi bătrân, cât de mult trebuia un sclav să se îngrijoreze pentru aceste lucruri. Aceasta era povara adusă de proprietarul sclavului. Aceasta era responsabilitatea lor. Când cineva spune că aceasta este presiunea, responsabilitatea, vina pe care o simt bărbați atunci când nu pot întreține familia, chiar cred că femeile nu sunt îngrijorate de ceea ce vor purta sau de ceea ce vor mânca.
Am avut de-a face cu caz după caz după caz în cadrul acestei mișcări în care s-a constatat că un soț care a părăsit această mișcare refuză să le ofere hrană propriei soții și propriilor copii în țări în care aceștia nu au acces la ea fără el și sunt înfometați. M-am ocupat de caz după caz, de cazuri în care femeile sunt prinse în capcana unor relații abuzive și nu pot pleca pentru că nu au mecanismele necesare pentru a-și asigura singure hrana, îmbrăcămintea, casa, asistența medicală. Cazuri de femei care simt că nu pot pleca pentru că îmbătrânesc și sunt îngrijorate că nu au capacitatea de a se întreține singure. Să spunem că femeile nu au această povară pentru ele însele sau pentru copiii lor, iar asta este o vină, o greutate pe care o simt bărbații. Vreau să aducem acest lucru la rasă și să vedem că Sudhul a adus exact același argument. Dacă ne gândim că în istoria milerită, tot ce s-a întâmplat este că proprietarii de sclavi care credeau în tortură și, pe de altă parte, erau aboliționiștii care credeau în egalitatea socială completă și totală. Atunci ajungem ca mulți să rescriem istoria războiului civil și a sclaviei. Nu asta a fost poziția Sudului. Acesta este primul argument privind drepturile bărbaților pe care am vrut să-l abordez. În al doilea rând, ei romanțează o relație de iubire. Sudistul a fost crescut în mijlocul lor, sclavii afroamericani, deci încă din copilărie și, în general, are o tandrețe a afecțiunii pe care bărbații din nord nu o pot concepe. Legea are mare grijă să-i protejeze pe sclav de opresiune și de rele. Și după 6 ani de rezidență în sud, pot spune cu siguranță că nu am văzut niciodată mai mult de un caz de cruzime față de un sclav și acesta a fost săvârșit de un străin. Deci abuzul nu există cu adevărat, cu siguranță nu la scara la care oamenii spun că există. În schimb, chiar dacă există o ierarhie, aceasta este construită pe tandrețea afecțiunii și a iubirii. Transpuneți asta în gen. Dar argumentul cheie pe care îl aducea acel document, acea carte, era: nu suferă și albii? Ei, aboliționiștii, se pare că nu sunt mișcați de suferințele celor care sunt în mod normal liberi, deci oamenii albi, așadar aboliționiștii nu sunt mișcați de suferințele albilor liberi. Acesta este un atac pe care se străduiesc să-l facă. Dați-mi voie să-l transpun în gen. Feministele radicale nu sunt mișcate în mod corespunzător de suferințele bărbaților. Ei dau apoi exemplu după exemplu după exemplu de suferințe ale oamenilor albi, în special în Marea Britanie. Prezintă caz după caz suferințele copiilor. Aici a fost un băiat înhămat ca o fiară și lucrat și tratat ca o brută. Nu se poate găsi nicio paralelă cu această inumanitate pe plantațiile de sclavi din sud, dar sute de astfel de cazuri apar în minele de cărbune din Brampton. Există de 10 ori mai multe suferințe în unele porțiuni ale lumii printre caucazieni decât în sud printre cei de rasă africană. Cu toate acestea, acești bieți suferinți albi de pe alte meleaguri nu stârnesc nicio simpatie în favoarea lor. Acești oameni care suferă nu stârnesc simpatia conducerii acestei mișcări. Vă voi da un exemplu de muncă și suferință, ignoranță și degradare. Acestea există în carierele de cărbune din Brampton în Anglia. Dacă cetățenii lor ar fi binecuvântați cu libertatea și confortul sclavilor noștri, ar fi un act de emancipare foarte glorios. Ce s-a întâmplat cu feminismul radical din al doilea val? La început, chiar odată cu scrierea cărții misticii feminine, o găsiți în acea carte, pentru că era la început, exista acea idee că stereotipurile de gen dăunează bărbaților și femeilor și că putem elibera femeile de sexism și de abuzuri, dar că lucrul acesta va aduce beneficii și bărbaților, pentru că și bărbații sunt afectați de stereotipurile de gen, de așteptările de gen. Începuturile feminismului celui de-al doilea val au susținut această idee. Vroiau ca bărbații să se alăture și să vadă că dacă egalitatea de gen se realizează, îi poate ajuta și pe ei, iar putea ajuta și pe bărbați.
Și iată ce s-a întâmplat. Ceea ce au început să dezvolte bărbații, bărbații care în acel moment susțineau complet feminismul celui de doilea val, spunea, este grozav, sigur, femeile la locul de muncă, femeile în afara casei, este grozav. Există unitate între bărbați și femei. Bineînțeles, nu între extremități, dar în general vorbind, există unitate între bărbați și femei în ceea ce privește feminismul celui de-al doilea val. Și apoi bărbații au început să spună asta. Bărbații au sentimentul puterii. Deci bărbații au sentimentul puterii. Ei au puterea și simt asta în casă, în societate, în congres, peste tot găsești bărbați și femei. Bărbații au acest sentiment în realitate și ca un sentiment că au putere, dar ei au spus că femeile au puterea sentimentului. Așadar, bărbații au sentimentul puterii și femeile au puterea sentimentelor. Și apoi bărbații au început să spună acest lucru. Toți suntem la fel, toți suferim, toți suntem răniți. Și nu uitați că suntem în anii 1960. În cele mai multe locuri, violul conjugal era încă legal. Suntem la generații de femei 20 de 30 de ani, distanță de mișcarea Me Too, când abia dacă pot să înceapă să vorbească, sunt încă în faza de a încerca să deschidă un cont bancar fără aprobarea unei rude de sex masculin. E o sclavie completă în atât de multe aspecte ale vieții lor, inclusiv în relații fizice, sexuale, ascunse din casă. Și feministele din al doilea val au început să spună, nu, nu pot spune asta, sigur. Egalitatea de gen îi poate ajuta pe bărbați, dar numai dacă bărbații înțeleg că nu este același lucru, dacă bărbații își dau seama că sistemul patriarhal este construit pe folosirea abuzivă a puterii și pe abuzul lor, doar dacă își asumă responsabilitatea individuală pentru sexism, misoginie și abuz. Și de aici a pornit mișcarea pentru drepturile bărbaților. A început chiar în centrul celui de-al doilea val de feminism. Înainte ca feministele radicale să înceapă să spună voi, în mod individual, voi bărbații sunteți partea problemei. Înainte de a începe să spună asta, se înțelegeau cu toții. Așa a fost și în această mișcare. Când am început să spunem egalitate de gen, bărbații au spus amin. Soția mea poate pleca la muncă acum, poate că eu aș putea să mă pensionez. A fost bine, dar apoi, când am început să scoatem în evidență abuzul sexual, abuzul fizic, abuzul psihologic, când am început să spunem nu, acestea nu sunt egale. Atunci mulți din această mișcare au început să taie din mesaj, să răstălmăcească, să nu mai vorbească cu mine de multe ori, să adauge câte ceva de la ei și de multe ori sunt încă aici. Adesea sunt încă aici spunând că iubesc mesajul, că vor să-l susțină. Motivul pentru care facem asta este pentru că vreau să vedem ce este în interiorul mișcării. Am făcut deja asta cu libertarianismul. Abia ne-am apucat de libertarianism când atât de mulți dintre noi au spus, sună foarte bine, sună atât de frumos, mi-ar plăcea asta. Sau mesaje de la oameni care spuneau, am fost absolut libertarian în 2020. Nu am intrat în egalitate de gen, am intrat direct în libertarianism și în libertate. Și pot vedea acum greșelile pe care le-am făcut. Ceea ce trebuie să facem ca mișcare este să vedem, nu neapărat cum am intrat în libertarianism, ci cum am intrat în argumentele privind drepturile bărbaților. Și dacă vrem să facem asta, trebuie să vedem că Dawkins este feminist. Iar Hitchens este de stânga, că argumentele sunt frumoase. Și conform știrilor din ultima săptămână, Tucker Carlson condamnă ferm rasismul. Trebuie să facem două lucruri cu aceste probleme externe. 1.
Trebuie să ascultăm ceea ce spun oamenii. Nu să denaturăm ceea ce spun. Să nu îl denaturăm pe Hitchens. Și să spunem doar că este un extremist de stânga fără să precizăm că susține căsătorile între homosexuali. Că susține atât de multe cauze liberale, că este multe privințe de stânga. Nu putem să intrăm și să zugrăvim imaginea care este urâtă. Trebuie să ascultăm ceea ce spun ei de fapt. Este astfel încât să nu creăm argumente de tip om de paie, pentru că atunci când facem asta, ne ușurează foarte mult lucrurile. Dacă aici se află urâțenia, atunci totul este extern. Dar dacă ea apare într-un mod mai subtil, atunci există și pe plan intern. Și asta este ceea ce văd eu în mișcare. Trebuie să ascultăm argumentele pe care le aduc acești oameni, pe care un libertarian le aduce pentru libertate, pentru că dacă nu auzim pe cineva din extrema dreaptă explicând imaginea frumoasă a libertății pentru care luptă, nu ne vom da seama că suntem de fapt de acord cu ei, că de fapt suntem de acord cu lupta lui Gavin McInnes pentru libertate. Trebuie să ascultăm ceea ce spun oamenii și apoi ceea ce trebuie să facem este să nu ascultăm ceea ce spun ei. Apoi, când îți spun că sunt de stânga, asta nu înseamnă nimic. Când îți spun că sunt feminiști, asta nu înseamnă nimic. Când Tucker Carlson spune că el condamnă rasismul, înseamnă nimic. Când oamenii spun că iubesc acest mesaj, că iubesc această mișcare, înseamnă atât de puțin pentru mine acum. Pentru că de atâtea ori am auzit asta și am știut cu certitudine că nu are nici o valoare. Trebuie să ascultăm ce spun oamenii și apoi să nu ascultăm ce spun despre ei înșiși. Pentru că, cum votăm? Cum votăm când vine vorba de împărăția lui Dumnezeu? Brandon? We vote by... Votăm adoptând poziția împărăției pentru care vrei să votezi. Povestea a două regate. Cum arăți că ai luat această poziție, acea poziție? Aveți marea controversă? Aveți o campanie electorală politică de 6.000 de ani? Cum votezi pentru împărăția cerurilor? By living, trăind, breathing, respirând și vorbind această poziție. Living, trăind, breathing, respirând. Right, dacă pot să scriu întruchipând și vorbind. Nu sunt de acord cu partea cu vorbitul. Dacă am învățat ceva în ultimii 4 ani, este că vorbirea nu înseamnă mare lucru.
ceea ce au spus unii cu atât de multă bună intenție. Acum ceva timp a fost, doar rămâi în barcă, doar rămâi în corabie, doar rămâi în mișcare. Dacă nu-ți place conducerea, dacă nu-ți place ceea ce spun, dacă trebuie să stai, să tai și să păstrezi partea care îți place și să adaugi ce al tău, doar rămâi în mișcare și vei ajunge până la capăt. Nu sunt de acord cu asta. Pentru că cum a votat Adam și Eva? Cum votăm? Cum au votat ei pentru egalitate în detrimentul libertății? În cazul lor, pentru libertate în detrimentul egalității. Cum votăm noi pentru egalitate în detrimentul libertății? Poți să votezi în Guvernul lui Dumnezeu punând pe o bucată de hârtie și să spui aleg egalitatea în locul libertății și apoi să te întorci la propria ta viață și să practici libertatea din nou și din nou și din nou, indiferent de cât de mult dăunează mântuirii celorlalți. Oamenii din această mișcare zi de zi votează pentru partea greșită în timp ce spun că iubesc acest mesaj. Nu pot rămâne pe corabie doar prin simpla existență în cadrul mișcării. Nu asta este ceea ce plasează pe cineva în această barcă. Ceea ce plasează pe cineva pe această corabie este apartenența la un crez politic. Nu poți să votezi pentru republicani pe o bucată de hârtie și apoi să vii și să spui unde este sistemul meu universal de sănătate. Trebuie să întruchipezi întreaga platformă politică și trebuie să o trăiești. Nu putem să scriem pe un buletin de vot că vrem raiul. Trebuie să trăim acum, înainte de a ajunge în rai, ceea ce constituie împărăția cerurilor. Și prea mult din această mișcare este aici, așa că da, vom studia modul în care acest lucru are un impact asupra înțelegerii noastre a legii duminicale, dar această concluzie, în mintea mea, este nesemnificativă. Dacă nu suntem capabili să navigăm printre argumentele care sună frumos și care sunt făcute continuu în numele activismului pentru drepturile bărbaților de azi, a fost un videoclip pe YouTube, un scurt documentar despre scindarea care are loc prin comunitatea evanghelică din America și l-au intervievat pe acest pastor de extremă dreaptă al unei mici comunități, sau de fapt nu chiar atât de mică, congregația lui este absolut explozivă. L-au intervievat și a spus categoric, nu sunt membru al QAnon, nu cred în QAnon, nu mă asociați cu QAnon. Și apoi s-a ridicat la amvon și a spus, elita liberală este toată formată din pedofili. Ascultați ce spune, dar nu ascultați ce spune despre el însuși, pentru că atunci când spune că nu este un membru al QAnon, asta nu are nicio semnificație. Când oamenii spun nu sunt un activist pentru drepturile bărbaților pentru că nu sunt un activist, asta nu înseamnă nimic. Este vorba de faptul că prin viața ta le întruchipezi sau nu argumentele. Crezi că argumentele lor sunt rezonabile și atunci, fie că vrei sau nu, vei trăi ca și cum argumentele lor sunt rezonabile. Nu am vrut să predau despre mișcarea pentru drepturile bărbaților, pentru că este un loc foarte întunecat în care să mergi, mai ales când începi să intri în utilizarea ratelor de sinucidere și în unele dintre aceste componente, unele dintre aceste argumente care sunt foarte proeminente, dar va trebui să o fac. Aș dori să vă avertizez că vom face acest lucru. Cred că în mod iminent va trebui, sper să le cuprindem într-o singură prezentare, argumentele despre sarcinile pe care le poartă bărbații pentru asigurarea familiei. Ne putem întoarce și la subiectul vorbirii. Am mai abordat acest aspect, dar nu a fost înțeles. Va trebui să facem o prezentare care să abordeze autovătămarea, depresia și sinuciderea. Și dacă credeți că va fi greu de ascultat, să știți că nu a fost ușor de studiat. Este prea importantă pentru a o lăsa și continuă să deformeze concepțiile oamenilor despre locul în care se află azi pe această linie.
Vom intra în cazul judiciar al lui Johnny Depp și Amber. Aceasta este Gamergate versiunea 2. Trăim o profeție. Ne dăm seama că trăim prin profeție? Ne dăm seama ce înseamnă asta pentru egalitate de gen? Nu a fost deloc plăcut. Dar există mult prea mult și o justificare pentru misoginismul oamenilor, atât al femeilor cât și al bărbaților, și pentru ceea ce ei continuă să creadă că este rațional, rezonabil, logic și corect, și nu este. Un psiholog evoluționist care susține diferențele biologice inerente între bărbați și femei poate aduce un argument solid, ceea ce nu înseamnă că are dreptate. Un activist pentru drepturile bărbaților poate aduce un argument robust pentru modul în care stereotipurile de gen dăunează bărbaților și se pot folosi de rata sinuciderilor pentru a face acest lucru. Dar asta nu înseamnă că au dreptate, dar arată dacă cineva din această mișcare este sau nu capabil să fie un feminist radical. Vreau să încheiem, dar vreau să spun ceva după ce încheiem, așa că vă rog să nu plecați imediat. Dragă Doamne, vedem cât de grea este munca ta. Vedem cât de adânc se află aceste lucruri în noi. Vedem cât de greu este să scăpăm de ele. Doamne, nu cred că oamenii văd urâțenia a ceea ce există în aceste argumente și în ei înșiși. Și mă rog ca noi să o facem. Nu pentru a-i zdrobi pe oameni, ci pentru a-i salva. Mă rog, Doamne, ca urechile care sunt blocate la auz să audă, iar ochii care sunt închiși să vadă, pentru binele lor. Ca oamenii să poată fi în corabie. Nu pe un iceberg și să creadă că sunt în corabie. Mă rog aceasta în numele lui Isus. Amin.